Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Faptul că anul acesta nu se mai organizează Mobile World Congress va da peste cap toate lansările de telefoane care trebuiau să se întâmple la acest târg de tehnologie. Și în loc ca aceste lansări să fie făcute într-un mod organizat, acum acestea se vor face separat și noi am putea avea ghinionul să nu aflăm de toate aceste noi telefoane. Unul dintre ele este telefonul cu ecran care se rulează de la TCL. Și pentru că nu a avut parte de o lansare oficială, nu știm dacă aceste poze sunt doar unui concept al unui designer, un concept al companiei sau chiar un produs care funcționează. Ce vedem aici este de fapt un telefon care poate fi transformat în tabletă atunci când ecranul se rulează. Suprafața ecranului ar putea fi aceeași ca la alte telefoane pliabile, iar telefonul nu ar trebui să fie mai gros ca alte telefoane pe care noi le cunoaștem. În schimb, tehnologia cu ecrane care se rulează nu este nouă. Ea există la un anumit model de televizoare, dar este extrem de scumpă în acest moment. Însă până atunci ar trebui să vedem totuși cât de rezistente sunt aceste telefoane și cum ar putea fi primite de către piață. Iar un alt telefon pe care trebuia să-l vedem la Barcelona este Realme X50 Pro. Telefonul, față de altele de pe piață, ar trebui să vină cu un zoom al camerei foto de 20x. Este destul de interesant cum ar reuși să facă acest zoom, pentru că știm cu toții de la camerele foto normale că zoomul telefonului se face apropiind și mișcând de fapt lentila aparatului foto. Ceea ce pe telefon nu se poate face în mod fizic, pentru că telefonul este mult mai sensibil și trebuie să fie și compact, deci nu prea gros, iar camera ar trebui să nu se miște de acolo. Pentru aceasta, alți producători reușesc să facă un zoom de 10x, care este mai mult un zoom hibrid decât unul real, adică o poză care este decupată în timp real. Cei de la Realme vin cu 6 camere totuși în acest telefon, l-au anunțat ca lansare pentru 24 februarie și va veni cu cel mai nou procesor, Snapdragon 865, dar și conectivitate 5G pe două cartele în același timp. Mai vine și cu display cu un refresh de 90 de Hz, dar și cu o încărcare rapidă a bateriei la 65 de W. Și știți istoriile care sunt valabile 24 de ore. Eu de ceva timp încerc să le înțeleg funcționalitatea, dar mai ales felul oamenilor de a le consuma. Și nu sunt puțini, cam jumătate din utilizatorii rețelelor sociale se uită la aceste istorii care dispar a doua zi. Nu știu pentru câtă lume contează aceste povești, dar mai ales cât de importante sunt pentru cei care le creează. În schimb, sunt foarte multe rețele sociale care le scot în evidență. Au apărut prima dată pe Snapchat, au fost copiate de Facebook și au fost implementate în toate serviciile lor. Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp, toate au stories. Acum acestea sunt și pe YouTube. Iar mai nou vor fi și pe Twitter. Twitter este cea mai recentă rețea socială care va implementa Stories, asta după ce a cumpărat o companie despre care am mai vorbit aici. Chroma Labs se numește și aceștia erau focusați pentru a crea istorioare interesante pe rețelele sociale. Acum angajații lor vor lucra în interiorul Twitter pentru o sumă care nu a fost făcută publică. Dar pentru că erau pe piață din 2018 și aveau ceva experiență, ne vom aștepta și la Twitter cu istorii diferite de alte rețele care totuși se vor pierde în timp. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.